Bine ați venit, prieteni! Ce rost au formele în experiența creștină? Oare ne ajută în vreun fel? Sau mai degrabă devin o catastrofă pe care îndeobște o numim formalism? Despre toate aceste valoroase lucruri încercăm să ne dedicăm câteva minute în această seară, înainte însă să rugăm pe Bunul Dumnezeu să conducă inimile noastre în studierea gândului său despre astfel de teme, și să ne bucurăm de o cântare interpretată de corul Ebenezer Bucov, care se numește Isus Domnul meu. Isus. Astăzi despre forme vii sau formalism. A fost o conferință religioasă. Cei strânși la acel comitet, Consiliul Bisericesc, au făcut prima parte a programului undeva afară, așezați comod pe scaune, au improvizat un pupitru, s-au bucurat de Cuvântul lui Dumnezeu și de dorința aceasta de a sluji. De la o vreme, datorită climei foarte toride, au intrat în clădire mai la răcoare. Au continuat acolo dezbatele pe care trebuiau să le ducă. La un anumit moment, unul dintre ei s-a uitat afară și a bufnit în res. Deranjați câțiva din jurul lui, s-a uitat la el cumva mustător, au văzut că se uită afară și s au uitat și ei afară pe fereastră și au izbucnit în res. la fel. Afară, pe scaunele rămase libere, foarte atente erau așezate maimuțele, care păreau a urmări cu interes pe una dintre ele, a făcut în picioare la pupitru, care se pare că le explica cu mare elan ceva important, gesticulând larg conferința maimuțelor. De râs, dacă n-ar fi de plâns, pentru că putea fi exact experiența noastră. Oare cum ne vedea îngerii în exercitarea de zi cu zi a religiei noastre? Ce înseamnă formele religiei? În ce măsură încurcă sau îl ajută pe creștinul sincer? Dumnezeu să ne ajute în aceste câteva minute să ne gândim cu toată inima. A fost direct planul lui Dumnezeu. Imediat după căderea omului, să-i explice și să-l convingă, ca astfel să-l câștige de partea planului de salvare atât de scump, plătit de Dumnezeu pentru el. Și ca să facă acest lucru, Dumnezeu a instituit, ca să nu spunem, a inventat tot felul de ceremonii, atent explicate și rânduite, pe care oamenii care îl iubeau erau chemați să le împlinească. Și s-a întâmplat că în trecerea timpului aceste forme ale închinării, în loc să devină recipientul unor binecuvântări strălucite, cerești, mântuitoare, au devenit goale, presupunând copiii lui Dumnezeu cum că în sine ele ar valora ceva. Dacă ne-am gândit până în vremile noastre, există vase goale, extrem de scumpe. Am citit la un moment dat că există, spre exemplu, o ceașcă care costă peste 4 milioane și jumătate de dolari. Sunt sume mari pentru lucruri goale, care se presupune că aveau valoare în sine. Și în context, probabil, creștinul modern, Este ispitit să creadă, așa cum și alții înaintații ai noștri au crezut cu milenii în urmă, cum că formele în sine ar avea vreo, vreo capacitate sau vreun rol mântuitor. Se întâmplă că uh, Cuvântul lui Dumnezeu, mustră în termenii cei mai categorici, o astfel de părere. Să citim Cuvântul lui Dumnezeu în primul capitol din Isaia. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. În realitate, dacă citim primul verset al acestei cărți al lui Isaia, cuvântul Domnului e adresat către Iuda, către poporul lui Dumnezeu. Și cu ce cuvinte îi se adresează Dumnezeu? Conducători ai sau căpetenii ale Sodomei, popor al Gomorei. Și atât deci ce încearcă Dumnezeu să le atragă atenția. Ce-mi trebuie, zice Dumnezeu, ce-mi trebuie mie, mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul, sunt sătul de ardeile de tot ale berbecilor, de grăsimea vițeilor, nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor, când, vă veni, când veniți să vă înfățișați înaintea mea. Cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile, să ne oprim o clipă? Păi, Doamne, nu Tu ne-ai cerut? Vezi, nu poți să-i zici lui Dumnezeu. Nu-i poți să răspundă lui Dumnezeu. Când a fost întrebat acel om fără haină de nuntă, cum a avut curajul, tupeu, să intre într-o formă a celebrării, unirii cu Dumnezeu, într-un fel cu totul neavenit acestei forme. Deci golpe pe dinăuntru și totuși cu curajul de a se fi de a prezentat acolo. A fost întrebat, cum ai îndrăznit? Zice că omul acela a muțit. Nu poți să-l întrebi pe Dumnezeu. Nu tu ne-ai spus, Doamne, să se aducem miei și berbeci și țap și oi și boi. Cum ne spui că cine ne-a pus? Cum ne întrebi? Nu poți. Să citim mai departe. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare. Mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau lunile noi sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre. Mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Și apoi explică. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Cum a ajuns poporul lui Dumnezeu, poporul Sodomei? Cum au ajuns conducătorii descendenți din Avram, conducători și căpetenii ale Gomorei? prin faptul că au răstenit pe Hristos din închinarea lor. Au alungat pe Dumnezeu, l-au îmbrâncit afară și au rămas doar cu formele. Și au presupus că totul e în regulă. Pentru că pe vremea când erau cu Dumnezeu, aduceau jertfe, acum când nu mai erau cu Dumnezeu, au continuat să le aducă. Presupunând ei că Dumnezeu e mulțumit și că, în principiu, le merge bine viața și experiența lor religioasă. Oare nu este aceasta istoria modernă a Bisericii scumpe a lui Dumnezeu? Nu suntem noi astăzi, dragii mei prieteni, în aceeași teribilă primejdie. Să vină Dumnezeu astăzi să te, să te întrebe ce cauți la adunare, cine te-a pus să te rogi în felul ăsta, ce cauți cu cântările astea, coruri îmi trebuie mie, cine v-a pus la conferință să veniți, lăsați-mă, urăsc adunările voastre, mi au ajuns o povară, nu le pot suferi când vă rugați nascult pentru că ei mâinile vă sunt pline de sânge, pline de sângele Domnului Hristos, pe care de fapt, cu inima, cu fapta, cu gândul, îl răstignim în fiecare zi și astfel mâinile ne sunt pline de sânge și apoi cu ele, cu cravată, venim la Dumnezeu, la închinare, venim la adunare, da, ne rugăm cam aceleași rugăciuni, Știți că sunt anumite rugăciuni pe care le poți Declara înainte ca ele să fie rostite, cam ce cuvinte vor conține și în ce înșiruire. Pentru că sunt aceleași în ultimii 30 de ani. Doamne, scapă-ne! Ce nu trebuie, ce Dumnezeu? Pe bună dreptate. Păi, Doamne, nu tu ne-ai spus să ne rugăm, nu tu l-ai trimis pe Apostolul să ne spună, rugați-vă neîncetat. Da. El ne-a pus să ne rugăm, nu să rostim rugăciuni să ne rugăm, să tremură inima noastră, știind că suntem morți terminați dacă nu ne dă El viața, dacă nu ne dă El Duhul, binecuvântarea. Da, formele, dacă doar ele devin nenorocire, devin blestem, lepră, cancer devin, formalismul care ucide orice formă de vlavie. Dar formele aceleași plină de Hristos, plină de credință, plină de încrederea că Dumnezeu ascultă inima zdrobită a celui năpăstuit și însângerat în sufletul lui, care jinduiește după Dumnezeu. Formele pline de Dumnezeu și de Hristos au rostul de a ne oferi cadru împăcării cu Dumnezeu. Nu ele ne împacă cu Dumnezeu, doar Domnul Hristos ne împacă. Dar Domnul Hristos ne împacă în niște feluri. Felurile acestea sunt dumnezești, sunt bune, sunt binevenite. Însă, fără Hristos, toate aceste forme sunt precum niște tinichele goale. Nu doar nefolositoare, ci înșelătoare în esența lor. Pentru că ne fură posibilitatea de a ne pocăi. Dacă n-am avea nimic dacă atunci când n-am avea pe Domnul Hristos, n-am mai putea cânta nicio cântare, n-am mai putea intra în adunare, ne-ar opri cineva pe dinăuntru nostru. Dacă n-am mai putea face nimic, n-am mai putea mânca, respira, am intrat în panică și am căutat pe Dumnezeu. Dar nu așa vrea Dumnezeu să facă. El ne lasă. Ne lasă să mergem înainte până ne obosim. E bine, Formalismul cel mai tare obosește, distruge. Să citim Hristosul în anul 1084, cum era pe vremile Domnului Hristos. Oamenii scrie cuvântul inspirat, superb această carte, cu tot dragul o propun fiecare dintre dumneavoastră. Minunată! Oamenii se depărtau de cuvântul lui Dumnezeu și înălțau teoriile inventate de ei. Ei țineau la tradiții în care nu era nicio putere. Serviciul lor divin era numai un șir de forme. Adevărurile sfinte pe care urmau să le învețe aici erau ascunse de privirea credincioșilor. El a văzut, adică Domnul Hristos, a văzut că în slujbele lor lipsirea de credință nu putea găsi pace. Era doar copil la vremea la care se spun aceste lucruri din experiența Domnului Hristos. Și a înțeles. Da. Să citim un alt pasaj, Calea Către Hristos 45. O simplă mărturisire a credinței noastre în Hristos, fără a avea o profundă iubire pentru El, nu este decât vorbărie, un formalism rece și o goană după vânt. Da, sau, tot Criston sună în 504. Egoismul și formalismul rece aproape au stins focul iubirii și au îndepărtat însușiile plăcute, care trebuie să înfruțeseze caracterul. Mulți dintre cei care mărturisesc numele lui au pierdut din vedere faptul că toți trebuie să reprezinte pe Hristos. Dacă nu se dă pe față, jertfire de sine pentru binele altora, în cercul familiei, între vecini, în biserică și oriunde am fi, atunci oricare ar fi mărturisirea gurii noastre, noi nu suntem creștini. Deci suntem necreștini din ăștia bisericești, care vin și pleacă de la adunare, așa precum scârție ușa în balamale și care presupun că sunt bine eventual fac gesturi pentru Dumnezeu mai mari sau mai uh, mici și consideră că astfel și-au încheiat datoria. Fiule, dă zice Dumnezeu, ce să-i dăm? Averile, uh, donațiile, jertfele, miei, boi, unde lemnul, cum spunea la Isaia, nu. Dăm inima. Dăm sufletul, dăm -mi mintea ta, dăm -mi dragostea ta și da, dacă mi-o dai presupune Dumnezeu că îi dăm și din venitul pe care tot el mi l-a dat cu recunoștință, cu bucurie și așa mai departe. Îi dăm ascultarea, cuvânt la tot ce facem, cântăm, ne rugăm, predicăm despre el, ducem cuvântul misiunii. Peste tot propovăduim minunata Evanghelie, trecerea de la moarte la viață, pentru că i-am dat inima, pentru că este plinima, plină inima noastră cu El, pentru că îl iubim, dar dacă nu îl iubim, și asta se dovedește, zicea cuvântul, în familie, în biserică, oriunde te afla, dacă nu îl iubim pe Domnul Hristos în persoana semilor noștri, dacă nu iubim mântuirea Lui, puterea Lui transformatoare, orice pretenție am avea, cum că suntem oameni religioși. Știi, noi suntem din noi, nu suntem din ei Și uite, scria cuvântul lui Dumnezeu la prorocul, la capitolul 30 și nu știu cât, cu versetul. Da, nu impresionăm pe nimeni. De fapt, nu suntem creștini. Este dur și este pierzător, dar este adevărat. Și despre lucrurile acestea, Dumnezeu scria prin Apostol Pavel către Timotei, a doua Timotei 3.5, că există riscul să avem doar o formă de vlavie, însă negându-i puterea. Astfel de oameni devin alunecoși, devin periculoși. Depărtează-te, îi spunea lui Timotei, Pavel, de astfel de oameni. Ei doar cu o formă merg înainte și riști să te contaminezi. Să ajungi tot un nenorocit de formalist, Timotei, fugi de oameni ăștia. Nu se cădem în greșeala din Isaia, în care să spunem, dă mai la o parte că eu sunt sfânt. Domnul Iisus explică că acest lucru este un fum în nările lui. Deci nu sub aspectul acesta, ci în ideea că nu pot acești oameni fi întorși, că ai făcut tot efortul să-i câștigi la o viață efervescentă, puternică, mai bine te retragi. Da, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Educație 76, extraordinară, direct ni se spune. Toate tipurile de religii au fost modelate după aceste idei. Adică cum? Că Dumnezeu este aspru și e direct interesat doar de planurile și satisfacția proprie. Și în măsura în care oamenii acceptă și participă la acel plan, ori sunt bine tratați de el. În măsura în care oamenii sunt împotriva lui Dumnezeu și îl încurcă, sunt zdrobiți de el. Cam așa îl vedea oamenii pe Dumnezeu sau pe alți zei în general. Deci acest fapt făcea parte din toate tipurile de religii. Fiecare dintre ele reprezintă un sistem de impuneri arbitrare, prin daruri și ceremonii. Închinătorii căutau să îmbuneze Dumnezeirea pentru a capăta favoarea acesteia, ca să-și împlinească propriile scopuri. O asemenea religie, neavând nicio putere asupra inimii sau conștiinței, nu putea fi decât un șir de forme ceremoniale de care oamenii se săturaseră și de care cu excepția acelui câștig pe care acestea îl puteau oferi, doreau fierbinte să scape. Astfel, răul, fără piedici, a crescut mai puternic, în timp ce aprecierea binelui și dorința după ceea ce este bine scădeau. Oamenii au pierdut chipul lui Dumnezeu și au primit amprenta puterii demonice de care erau stăpâniți. Întreaga lume devenea o groapă a străcăciunii. Aceasta este descrierea cu privire la timpul în care Domnul Hristos a coborât pe planeta noastră. Așa arăta religia sau religiile pământului, inclusiv a poporului evreu. Poporul evreu își dobândise o atare religie care avea la temelia acest principiu cu un alt Dumnezeu, cu altă inimă acest Dumnezeu și care nu avea nimic în comun cu Creatorul cel veșnic și cu planul de mântuire. De aceea, aceste religii deveniseră un șir de forme lipsite de conținut, de ceremonii plictisitoare și obositoare, de care toată lumea se săturase. De ce pleacă tinerii? din bisericile moderne. Nu cumva din același motiv. Nu cumva am pierdut pe Dumnezeu, creator plin de dragoste al Scripturii. Nu cumva am pierdut puterea viețuirii cerești, evlavia adevărată. Și am rămas doar cu o formă de evlavie și am rămas doar cu un alt fel de Dumnezeu inventat de noi după chipul nostru, foarte pragmatic. Dacă mă ajută, a zice acest posibil Dumnezeu, îi ajut. Dacă mă încurcă, îi distrug. Da. Și trebuie să mergi la adunare, că dacă nu poți, ești rău. Trebuie să-ți dai zecimile, trebuie să fii vegetarian, trebuie să ții sabatul, trebuie să faci... Da. Că dacă nu, e bine, acest tip de a face religie este o mare oboseală care obosește pe Dumnezeu și îl face să urască astfel de manifestări religioase și care obosește și pe închinător. Și oamenii pleacă. Se închid pe zi, nu știu câte biserici pe zi. În fiecare zi se închid biserici pe tot pământul. Pentru că oamenii obosit să aducă astfel de închinare. Dar noi, dar tu, dragul meu, dar eu, Dumnezeu să ne ajute să ne reevaluăm cu sinceritate poziția înaintea Lui. Dacă Domnul Hristos, să facem așa o schemă, să ne imaginăm, din potrivă dacă Hristos umple aceste forme ale înclinării, dacă Hristos este acolo în rugăciune, obiectul în fața căruia ne-am plecat cu sufletul și de care depinde întreaga ființa noastră, și dacă în credință ne agățăm de brațul Lui, e bine, rugăciunea aceea este plină de Dumnezeu și este canalul binecuvântării revărsate peste noi. Dacă Hristos este centrul predicării, dacă Hristos este centrul binefacerii, dacă Hristos este centrul închinării, centrul cântării, El e tot, atunci este bine. Hristos, în orice formă de El lăsată, înseamnă mântuire. Pe de altă parte, orice formă minus Hristos, fără Hristos, înseamnă nu o altfel de cale spre mântuire, mai neplăcută și mai întârziată, nu, ci înseamnă pierzare, dezastru. Da, Domnul să ne ajute să luăm cu noi acest gând. Au vreo rost oare, formele în religia creștină? Sau dacă toți sunt atât de urât văzute de Dumnezeu, ar trebui aruncate cu totul. Am ascultat în ultima vreme astfel de păreri creștine. Ce ne trebuie botez? Ce ne trebuie cina Domnului? Ce ne trebuie dusul și venitul de la adunare? Ce ne trebuie jertfiri de nu știu ce feluri moderne? Nu ne trebuie. Da. Pentru că Hristos nu este în ele, formele doar încurcă și atunci nu cumva ar trebui aruncate cu totul. E bine, să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne răspundă la aceste lucruri. Oare formele chiar n-au nicio valoare? Uite, spre exemplu, să duce o floare soției. Are vreo valoare? M-am tot gândit. Știți, noi suntem băieți, da, mai greu înțelegem asta cu florile. Am avut un unchi care chiar se pricepea la flori, m-a învățat cum să cumpăr flori și sunt recunoscător. Și se a născut o discuție și la un moment dat cineva spunea, doamne, chiar nu înțeleg asta cu florile. Salată nu poți să le faci, chiar n-au niciun folos și oricum, chiar ieftine nu sunt. Dacă sunt flori frumoase, sunt destul de interesante și ca preț. Spre exemplu, putem să ne jucăm cu cifrele. În 2020, comerțul mondial de flori tăiate a uh, împlinit cifra de 8,45 miliarde de dolari conformă, dai o floare cuiva. Ce înseamnă asta? Că nu face nimic cu ea, nu poate. Peste trei zile deja trebuie aruncate pentru că s au ofilit. La ce ajută? Da. Ajută? Da. Mult? Foarte mult. Pentru că n-ar plăti pământenii 8 miliarde și jumătate de dolari pe ceva ce ne ajută Că oricum suntem răi la inimă. Înseamnă că ajută. Ce ajută? Buchetul de flori transmite un conținut care este dragostea, este inima celui care oferă florile. Și dacă buchetul de flori nu este din dragoste oferit foarte adesea, s-au făcut cărți pe TV, s-au făcut filme, pare că știți mai bine ca mine, Florile sunt aruncate cu ciudă de față cu persoana care le-a oferit. Nu merge să te joci cu forma, știți, am adus flori, draga mea. Nu, deci dacă nu-i draga mea, pățești rău cu florile. Sau, mă rog, dacă nu-i cu respect, dacă unei profesoare duci sau unei persoane pe care chiar o respect și care o stimezi, dacă nu-i cu stimă, dacă nu-i cu respect, dacă nu-i cu inimă, da, ei bine, forme. Da. E adevărat că nu poți duce un buchet de flori sau o felicitare a unui cățeluș, indiferent cât de tare te iubești. Pentru oameni discutăm aici. Pentru că suntem ființe simbolice, homo sapiens simbolic, cum spunea filozoful Giovanni Sartori, filozof contemporan cu noi, italian. Da. Să înșirui așa niște semne pe o prin bilețel roz împarfumat, pare o măsgălitură. Dar, de fapt, forma aceea în care e înșiruit urma peniței poate conține lucruri extraordinare dacă ele reprezintă adevărul despre tine. Da, formele sunt binevenite dacă sunt pline cu conținut, revenind în religie. Religie înseamnă simplu, din latină, reeligare, refacerea legăturii dintre Dumnezeu și omul căzut în păcat, în robia diavolului. Hristos e religia. În ce forme se adresează Hristos sufletului păcătosui? În diverse forme. Bune formele? Da, virgulă, doar dacă îl conțin pe Hristos. Dacă El este în el, acolo, alfa și omega. Tot în acele forme, dacă este Hristos, formele sunt bune. Să încercăm să ne uităm un pic în Scriptură pe această temă. Găsim în a doua regi o a, întâmplare cu soția unui misionar. De fapt, era un fiu al prorocilor care decedase soția lui cu doi copii rămasă în urma sa descoperă cu groază că îi vor fi luați copiii și duși vânduți robi. Se adresează ea disperată lui Elisei, punându-i această dilemă și Elisei întreabă ce ai în casă și ea spune un urcior cu ulei. N-am în casă, roaba ta n-are în casă decât un vas cu un delen, A doua regi, patru cu doi. Versetul 3. Du-te și cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. 4. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și a turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, a zis fiului său: Mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: Nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un de lemn. Interesant, nu? A, știți, vasele au diverse forme. Așa, jucându-ne cu cuvintele, să încercăm să înțelegem filmul. Vase. Dintr-un olcior în care avea ulei. A umplut multe alte vase luate cu împrumut de la vecini. Profetul îi spusese direct: Să nu fie puține. Formele respective, indiferent de cum arătau acestea, au fost umplute cu ceva ce însemna eliberarea de sclavie pentru cei doi fii și ce însemna sursa de viețuire pentru încă o vreme, pentru că îi spusese prorocul, cu ce-ți va rămânea, vei trăi mai departe tu și copiii tăi, după ce îți plătești datoria. Da, sunt bune vasele, sunt bune formele. Oare multe ar trebui să fie sau puține? În contextul de față citim că ar fi trebuit să fie cât mai multe. Dar în context creștin, înțelegem că doar atâtea cât Dumnezeu a instituit e mai mult decât suficient. Doar atâta e mai mult decât suficient. Să putem primi în ele uleiul auriu care se coboară din cei doi măslini, așa cum îi vedea prorocul, și care aruncă lumina mântuirii în sfeșnic pentru toți cei din jur și care luminează viața. Hristos era descris de către ucenicul cel iubit la bătrânețe în Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Astfel, în el era viața și viața era lumina oamenilor. Viața să curgă și să umple vasele. Uleiul ceresc, Duhul Sfânt al lui Hristos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să-l aducă pe Dumnezeu, să aducă pe Hristos în viețile noastre și să umple vasele, tot, toate formele, toate, da, toate. Dacă de El sunt instituite, binevenite, niciunul nu trebuie ratată. De ce te duci la toate adunările? Pentru că nu știi când primești binecuvântarea cea mai mare. Pentru că oricum o binecuvântare primești. Dacă te duci cu interes, jinduind în inima ta după Dumnezeu, da, Dumnezeu nu își bat jocorește, însă, mijloacele. Dacă nu mai sunt forme, înțelegem implicit din experiența văduvei de pe vremea lui Elisei, când se opresc aceste forme, pentru că nu mai e, e disponibilă niciuna dintre ele, atunci se oprește unde lemnul. Nu? Da, nu te mai rogi, nu mai citești, nu mai vizitezi, nu mai slujești, nu mai mergi la nicio conferință, nu mai întrebi pe Dumnezeu, nu te mai interesează, că toate sunt forme și și așa. Au ajuns o obosire pe Dumnezeu, mai bine ne depărtăm de ele, de ce să-L obosim pe Dumnezeu? Atunci se oprește și un de lemnul. Când nu cerem ce să avem. Domnul Iisus spunea cu destețe ucenișilor, până acum n-ați cerut nimic, cereți și veți căpăta ca bucuria voastră să fie de plină bune formele frați creștini, virgulă, doar când sunt pline și pentru că sunt pline cu Hristos. Dumnezeu să ne ajute să luăm cu noi această învățătură. Reluată de altfel, Matei 25, în pilda fecioarelor, cele 10, despre care aflăm că cinci erau înțelepte. De ce erau înțelepte? Zice că cele înțelepte, versetul 4, împreună cu candele, le-au luat cu ele și un de lemn în vase. Deci un de lemnul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, îl poți lua în vase, în forme, în altfel cum să-ți el dea. Da. În vase. Celelalte n-au luat un de lemn. Cu alte cuvinte, și dacă aveau vasele, erau goale. Adică forme goale, adică formalismul de care deja am vorbit. N-ar fi ajutat pe nimic, cu nimic pe nimeni. Da, cele înțelepte însă au avut ulei, au avut pe Hristos, au avut Duhul lui cel Sfânt, din peșug. el acesta lumina în noaptea nunții la care fusese ele chemate. Iar când s-a terminat uleiul din candele, au avut ulei de rezervă. Erau pline cu acest dar ceresc, care în simbol, de fapt, ni-l prezintă, ni-l aduce pe Hristos. Inima plină de Hristos nu uh, are cum să experimenteze o încetare a prezenței acestuia. Nu cum să zici până acum, l-am avut pe Hristos, dar s-a terminat. Ce înseamnă uleiul de rezervă? Înseamnă că, indiferent ce s-ar întâmpla, niciodată nu se termină prezența lui Hristos de lângă tine. Oriunde ai fi și când dormi, așa cum toate zece dormeau pecioarele, este acolo. Și când lucrezi, și când cânți, și când plângi, și când mergi să vorbești cu semenii, și când lucrezi cu mâinile. Hristos, Hristos în voi, năteștea slavei, da. Domnul Hristos însuși, pe vremea când avea doar 12 ani, a mers la o adunare. Au fost alte, probabil, milioane de închinători la acea adunare, la Ierusalim, la templu. Nu știm dacă pentru ei totul a fost decât o formă, o formalitate, un formalism gol și plictisitor. Ce a însemnat însă pentru copilul Iisus Hristos de 12 ani? Să citim Hristos Lumina Lumii 77 78. Pentru cea mai mare parte dintre oamenii din vremea lui Hristos, ținerea acestei sărbători, despre Paște e vorba, degenerase în formalism. Dar câtă însemnătate avea ea pentru Fiul lui Dumnezeu? Pentru prima dată copilul Iisus privea templul. El i-a văzut pe preoți îmbrăcați în veșminte albe, îndeplinindu-și slujba solemnă. A privit la victima sângerândă, de pe altarul de jertfă, împreună cu credincioșii, a îngenunchiat în rugăciune, în timp ce norul de fum de tămâie se înalța spre Dumnezeu. A asistat cu toată slujba, la toată slujba pascală, atât de impresionantă. Zi de zi, el vedea însemnătatea ei tot mai clar. Fiecare act era văzut în strânsa legătură pe care o avea cu viața sa noi îndemnuri se nășteau în lăuntrul său. Tăcut și adâncit în cugetare, părea că studiază o mare problemă. Atunci îi se descoperea Mântuitorului taina misiunii sale. Cum? La 12 ani, un copil a mers la o conferință spirituală care pentru majoritate era doar o, un formalism, gol și lipsit de sens. Pentru el însă, înțelegem că avea o atât de puternică înrăurire cerească. Scrie cuvântul lui Dumnezeu că a asistat cu grijă, cu atenție la fiecare parte a acelei închinări, pentru că îl interesa instituția Tatălui, îl interesa voia Tatălui în acel tip de adunare. Era doritor să primească binecuvântarea Tatălui Ceresc, transmisă în acele ceremonii. Și că a privit, atent, slujba preoților, care, în paranteză, fie spus, erau corupți, A privit mielul însângerând, a privit felul în care era dus sângele, cum se stropea pe perdeaua din lăuntru, a privit cum se ungeau coarnele altarului, a privit, a înțeles încet, încet, copilul Iisus, la 12 ani, că totul vorbește despre misiunea vieții lui. Părea adâncit în meditație sfântă, i se revela taina vieții sale. Vedeți ce înseamnă formele când mergi la închinare? Când sunt pline de seva vieții cerești, de adevărul mântuitor al Tatălui ele transformă, ele înreuresc, ele energizează cu puteri cerești pe închinătorul credincios. Fără credință însă, care să-L aducă pe Hristos, să-L aducă pe Dumnezeu în aceste forme, toate rămân un fel de batjoc în chip solemn. Necuvenite, neavenite, nebune pentru nimic. Adică o mare catastrofă suntem rugați să nu aducem lui Dumnezeu o astfel de închinare. Prieten, dacă ne-am făcut vinovați în fața lui Dumnezeu, de o religie subțire a formelor, Dumnezeu să ne ierte, să-L căutăm cu insistență, să cerem iertare. S-au format obiceiuri nefaste în experiența noastră religioasă ele nu cu ușurință vor fi șterse și schimbate înspre bine, dar este posibil. Dacă suntem iertați de Dumnezeu pentru că El de așteaptă să ne schimbe și să ne ierte, vom fi ajutați de El într-o schimbare fericită. Și apoi cu imire să vedem cum aceleași aparente îndeletniciri capătă o cu totul altă înrăurire cerească. Cum rugăciunea devine plină de sevă, de viață cerească. Așa cum Domnul Iisus era îmbărbătat pe rugăciune, nopți întregi rămânând în această experiență cu Tatăl. La fel se va întâmpla și cu creștinul care caută pe Dumnezeu cu sinceritate. Predicarea, întâlnirea, preocuparea creștină, vizitarea, propovătuirea, orice, pline de Duhul de Viață al lui Dumnezeu plină de persoana strălușită a Domnului Hristos, schimbă viața omului. Și astfel spunea fericit Apostolul Pavel, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Vasele sunt ca niște forme, așa, nu? În care se poate pune ceva. Să nu fie forme goale. Până la urmă, noi suntem formele în această altă accepțiune a învățăturii. Să nu rămânem goi. Ni se vorbește direct că avem șansa să ne supunem inima procesului de golire de toată deșertăciunea omenească și de umplere cu Dumnezeu. Zicea cuvântul, mărturii volumul 1, 162, supuneți-vă mintea firească, reformați-vă viața și atunci trupul acesta muritor nu va fi atât de mult idolatrizat. Dacă inima este transformată, acest lucru se va vedea în înfățișarea exterioară. Dacă Domnul Hristos este în voi nădejdea slavei, vom descoperi atât farmec neasemuit în el, încât sufletul va fi încântat. Aceast, acesta se va lipi de el, adică de Hristos. Va alege să-l iubească pe el, adorându-l pe el, pe Hristos. Eul va fi astfel uitat. Domnul Iisus va fi înălțat, iar eul va fi dat la o parte și umilit. Însă a face caz de credință, fără această iubire profundă, este doar vorbărie goală, formalism sec, și o robie grea. Să înlăturăm ultima frază din paragraful acesta. Este bună, este binevenită, avertizatoare, dar nu vrem ca acolo să rămână. Să fie doar vorbărie goală experiența noastră creștină. Nu. Ci vrem să fie El, să se încânte sufletul nostru cu El, să-L iubim, să umple viața noastră și atunci vom avea ceva de spus semeilor noștri, încântându-i să urmeze calea cea nouă și vie, care este o persoană și care este Hristos, care pătrunde acolo în templul lui Dumnezeu și aduce mântuirea pentru noi păcătoși. Acesta este planul lui Dumnezeu. Formele sunt bune. Ne aducem aminte că Domnul Iisus a împlinit o formă care cel puțin pentru el era absolut inutilă și anume botezul Ioan, om duhovnicesc, imediat și-a dat seama și zice că s-a opus. Doamne, cum eu am nevoie să mă botez și tu vii la mine ca eu să te botez? Ce-a răspuns Domnul Hristos? Matei 3 sau Luca 3, ușor de ținut minte. Ce lasă-mă, pentru că trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Trebuie împlinită forma. Cum să spună creștinul modern? Nu-i nevoie. Vezi, dragă, dragă, nu-i nevoie nici de botez, nici de sfântacină, nici de predicat, nici de dus la biserică, nici să fii membru în biserica lui Dumnezeu. Nu-i nevoie. Din toate sforme forme goale. Dacă sunt forme goale, atunci ăsta e motiv de pocăință, nu de aruncarea tuturora acestora la agonoi. Ele trebuie să devină pline, nu trebuie să devină aruncate. Pentru că Domnul Iisus a botezat. Și Domnul Iisus a predicat și a fost nelipsit zi și noapte în templu, învățând pe norod. Și asta e învățătura. Formele sunt bune când sunt pline de viața dumnezeiască. Pentru că așa a ales Dumnezeu să ne dea. Prin lucruri simple la îndemână care să sugereze veșnicia în toată frumusețea ei adusă pentru noi prin Domnul Hristos. El să rămână cu noi și acest conținut ceresc, viața dumnezeiască, Hristos spus într-un cuvânt, să umple experiența noastră. Cum fericit spune Apostolul Pavel, să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Vă doresc cu toată inima, prieteni, și în fața lui Dumnezeu îmi doresc exact același lucru și în dreptul meu. Ca toată exprimarea vieții noastre religioase, toate formele creștinismului biblic la care luăm parte, să fie plin de Hristosul mântuirii lui Dumnezeu, care chiar să ne aducă mântuirea Lui. Amin. Înainte să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să facă pentru noi acest lucru, pentru că ni l-a promis, nu că am meritat, am vrea încă o dată să vă aducem aminte că vineri, mâine la orele 20, fratele Liviu ne va expune din nou o temă din Cuvântul lui Dumnezeu pe același canal pe care acum îl urmăriți, și, de asemenea, să avem un moment bucuros de meditație pe teme pe fond muzical. Un fond muzical prezentat de Amadeo cu cântarea Doar în Hristos. când e furtună în viața mea. Dar fi să trec prin valea grea și dar fi noapte în jurul meu, mă mângâie prezența sa. Doar în Hristos mă-ncred mereu. Iisus Sfânt și Divin, în chip de om El s-a îmbrăcat. Darul Divin nebrihănit, de păcătoși m-a ciocorit. Mânia Tatălui Iisus s-a potorit. Eu Trăiesc prin moartea sa. Au pus lumina în mormânt, până în tonerii, la lăsat. Dar nu s-a zis că știom noi sunt. Patreia zi a venit. este mult greu a ridicat, Eu sunt a Lui, căci Dumnezeu, Cu sânge mă răspund. să care în ceruri, în numele Domnului Hristos ne-am plecat inimile înaintea ta în clipa aceasta să mulțumim frumos pentru că ne-ai adus o mântuire minunată și pentru că atât de scump ai fost gata să plătești pentru noi. Mulțumim, Doamne, pentru Domnul Isus și pentru sânge scump vărsa pentru noi și mulțumim că ne avertizezi cu privire la riscul acesta grozav de a-l pierde și de a rămâne doar cu forma, cu ambalajul experienței noastre religioase. Ajută-ne, Doamne, ca Domnul Hristos să fie religia noastră. El să fie, așa cum și este, singura legătură între noi și Tine. Și astfel, tot ce facem, tot ce ne-ai chemat să facem în năzuința noastră după Tine, Doamne, să fie plin de prezența și de binecuvântarea Domnului Isus. Nu ne lăsa, Doamne, să rămânem niște creștini formaliști și astfel să distrugem și inimile noastre și ale semeilor noștri cu care ne întâlnești ci din potrivă, Doamne bun, câștigă-ne Tu cu dragostea Ta. Ia Tu inima noastră mândră și rece și umpl-o cu Duhul Tău cel Sfânt și înnoiește-o prin harul Tău. Doamne, golește-ne toată răutatea inimilor noastre, de toate egoismele noastre, de toată mândria noastră, de orice lucru care ne-au secătuit viața spirituală adusă de Tine în noi. Îndepărtează toate aceste piedici, Părinte bun și fă ca Domnul Iisus să ocupe locul lăsat liber și astfel să fim ca niște vase plini de comoara cerească și această putere nemaipomenită, cum spunea Pavel, să se știe că vine de la tine și că duce spre mântuirea ta și astfel să putem și noi, alături de Îngerii Tăi Sfinți, să colaborăm la câștigarea cât or mai multe suflete prețioase ție către împărăția ta veșnică. Doamne, câștigă-ne și pe noi din preună cu toți și alți copii ai tăi, vrem cu tot din adinsul ca să te cunoaștem mai bine și să ne ajuți să te urmăm și să te slujim cu drag câte zile ne mai găduie pe acest pământ și astfel să ne pregătești să te putem sluji o veșnicie întreagă acolo în împărăția Fiului Tău. Îți mulțumim că ne vei da mult mai mult decât cerem sau gândim. Te lăudăm, Părinte, fără niciun merit, prin Domnul Iisus, rugându-te doar să rămâi cu noi până vei aduce mântuirea ta de plină peste sufletele noastre. Amin!